Un bărbat din Rovinare a cerut ajutorul poliției după ce a fost agresat de fiul de 18 ani. Tânărul și tatăl au avut o ceartă în familie, băiatul devenind violent și lovindu-și părintele. Oamenii legii au intervenit și au luat măsuri împotriva fiului. La data de 28 octombrie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Rovinari au fost sesizați de un bărbat de 45 de ani din aceeași localitate cu privire la faptul că ar fi fost agresat de fiul său. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 18 din localitatea Rovinari, ar fi exercitat acte de violență asupra tatălui său pe fondul unui conflict spontan. În cauză polițiștii au întomit dosar penal sub aspectul săvârșirii inf infracțiunii de violență în familie. Împotriva tânărului, polițiștii au emis un ordin de protecție pentru 5 zile.